Chemării pe care Dumnezeu o face pentru inimile noastre cu privire la ziua aceea. Iar invitația de astăzi, ca să-L putem primi atunci și să ne ia cu El în slavă, este să venim la El dacă suntem trudiți și împovărați și să găsim odihnă. Fratele Sandu ne prezintă cuvântul Domnului. Vă salut cu pacea Domnului Iisus și mă bucur să petrecem împreună acest sabat. Mai de mult am promis lui fratele Emanuel că o să ajung aici pe un sabat. Au trecut, cred că aproape 7 ani de când ne-am... întâlnit într-un cadru asemănător. Mulțumim Bunului Dumnezeu care ne poartă de grijă fiecăruia și cred că în timpul ăsta probabil că fiecare dintre noi are o istorie cu bune și cu mai puțin bune, cu biruințe și cu poate înfrângeri, dar în care am putut să experimentăm zi de zi bunătatea, îndurarea, mila, răbdarea lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi.
Textul cu care am început este unul bine cunoscut fiecăruia dintre noi și probabil că de multe ori au fost citite aceste versete de la acest anvon, dar cred că vineri seara, în mod special, ele sunt o mare mângâiere pentru noi care suntem trudiți și la propriu și la figurat. După o săptămână de alergare, de frământare, de lupte, de situații, știu eu, mai mult sau mai puțin plăcute, dar în care mereu l-am simțit pe Domnul aproape, cuvintele Lui ne sunt binevenite și este întotdeauna un moment potrivit, un moment plăcut. Faptul când, așa ca și un car care ajunge în vârful dealului, așa, un sentiment de ușurare, că a mai venit un sabat, că putem sta liniștiți la picioarele Domnului. Aș vrea însă, în ceea ce urmează, să nu mă refer doar la odihna aceasta trupească, odihna sabatului, ci la acea odihnă despre care Apostolul Pavel spunea în Evrei că rămâne o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Acea odihnă care este mult mai mult decât un repaus pământesc, un repaus pentru corpul acesta, o odihnă care începe aici și care se va termina în veșnicie. Sau mai bine zis, nu se va termina niciodată. Să dea Domnul ca pentru fiecare dintre noi să fie aceasta o realitate. Atunci când Domnul Iisus rostea aceste cuvinte, se adresea în special ucenicilor, dar nu numai. Vorbise, dacă luăm aminte la context, vorbise în mod special pentru ucenici, când a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Cine erau are acești prunci? Erau acei oameni cu puțină educație în cele lumești, dar prunci, gata să fie învățați de Domnul și Maestrul lor. Și mai bine pregătiți poate să primească învățăturile sale decât cei care erau plini de sine, care poate considerau că nu au nevoie de învățătură de la acest umil galilean, care după toate aparențele nu satisfăcea așteptările lor. După cum spunea prorocul Isaia, ca o draslă slabă care iese dintr-un pământ uscat, nimic care să atragă privirile, care să placă ochiului firesc. Și pe bună dreptate, cine a crezut? Cine a cunoscut? Iată, el spune, acești prunci, în ghilimele, care s-au lăsat a fi învățați, a fi educați, deși uneori cu greu și ei cu problemele lor. Cuvintele sale se adresează apoi către fiecare din cei ce ascultau cuvântul lui când spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.
Erau multe categorii de ascultători acolo. Erau din aceia care încercau să îndeplinească toate formele, toate ritualurile impuse de regulile cărturarilor, fariseilor, arabinilor. Ele erau cu zecile, cu sutele și vieții oameni erau tot mereu îndoielnici că au reușit să le îndeplinească sau că nu au reușit. Dar chiar și îndeplinirea lor nu le aducea adevărata pace. Nu. Chiar și acelora care considerau că le-au îndeplinit, chiar și aceia simțeau că duc lipsă de ceva pe care toate aceste ritualuri și forme nu le puteau, nu puteau satisface. Erau acolo și vameși și păcătoși care încercau să ceea ce oferea lumea să satisfacă foamea sufletului lor, dar nu reușeau să obțină lucrul acesta. În sufletul lor era un gol. Pe bună dreptate erau trudiți și împovărați. În inimile altora era neîncredere și teamă. Alții erau deznădăjduiți și împovărați, cu speranțe ruginite și ca și atunci când Domnul spunea, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, ochiul său privea peste acei care încercau să-și potolească setea din puțurile crăpate ale acestor lumi, ale acestei lumi și nu reușeau. La fel și acum, el se adresa fiecăruia din cei care se aflau în fața lui. Ochiul său privea peste fiecare, se bucura când vedea că în sufletul lor există interes, când vedea lacrimi în ochii unora, când vedea că ei sunt mișcați, se întrista atunci când dacă ceea ce el spunea lovea vreun idol îndrăgit și fața unora se posomora și dovedea că nu sunt primitori față de aceste adevăruri. Inima lui se întrista, dar îi iubea pe fiecare dintre ei și se străduia să ofere fiecăruia leacul tămăduitor. Erau de asemenea oameni apăsați de povara păcatului. Păcatul este una dintre cele mai grele poveri care apasă asupra oamenilor. Cu ocazie când Domnul a vindecat un om bolnav, un om suferind, primul cuvânt pe care îl a spus nu a fost ridică-te, ia-ți patul și umblă, ci a fost care? Îndrăznește, fiule, păcatele îți sunt iertate. Deși era un slăbănog și era necesar să fie purtat pe un pat de alți oameni care să-l ajute, nu aceasta era cea mai grea povară pentru el, ci păcatele care apăsau asupra sufletului său. Iar Domnul Iisus a rezolvat problema care era mai gravă, problema care apăsa mai mult asupra sufletului său, apoi după aceea l-a și vindecat spunându-i, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Faptul că Domnul Iisus nu era unul care nu era de-ai noștri, să spun așa, conferă cuvintele sale o mai mare greutate. El nu era unul care să nu știe ce sunt ispitele, unul care să nu știe ce sunt încercările.
care să nu fi avut de trecut prin tot ceea ce trec oamenii. Era fratele nostru mai mare. Umanitatea sa, spune un cuvânt inspirat, că este lanțul de aur care ne leagă de tronul lui Dumnezeu. Și mai spune că el a prins cu o mână pe omul pierdut și cu cealaltă s-a prins de brațul atotputernic al lui Dumnezeu. Umanitatea sa este veriga de aur care leagă cerul de pământ. El este scara pe care Iacov a văzut-o în viziune, în visul lui care unește cerul de pământ. Însă odihna aceasta este oferită oarecum condiționat. Și observăm că el continuă spunând că este nevoie să luăm jugul lui asupra noastră și să învățăm de la el, să fim blânzi și smeriți cu inima. Uneori oamenii iau pe umerii lor o povară pe care nu le cere Dumnezeu. Uneori încercăm să ne aliniem standardelor lumii. Suntem împovărați de frământările pe care ni le luăm singuri asupra noastră. Există oameni care intră într-un stres așa dacă, de exemplu, cineva din cei apropiați și-a schimbat mașina sau, eu știu, și-a schimbat mobilierul sau și-a renovat casa sau mai știu ce alte lucruri de genul ăsta. Oh, cum adică noi suntem mai proști? Noi suntem mai jos? Nu se poate. Nu? Și intră într-o competiție de felul acesta care permanent îi stresează și la propriu și la figurat. Vedem în jurul nostru o lume într-o continuă frământare, o lume apăsată, o lume roabă, datoare în bănci, care încearcă să facă față cerințelor vieții și să țină pasul, că de rămâi în urmă. Nu? De pildă, dacă ai un telefon puțin mai vechi, nu mai ești în pas, trebuie să-ți iei un iPhone. Nu mai știu pe la cât s-a ajuns. 1, 2, 3, 4, 6, habar n-am. Și probabil că unii își dau seama acum că au rămas în urmă. Și care e problema? Ba, au rămas și alea în urmă. Trebuie să avem și tablete, trebuie să... Mă rog, nu vreau să intru în amănunte. Este doar un exemplu. Și totuși e alegerea noastră. Privesc uneori mergând pe stradă și văd atâția oameni îngândurați, frământați, triști. Și din păcate, uneori chiar și printre cei care vin la picioarele Domnului. M-a întrebat cineva cu ani în urmă, de ce sunt oamenii ăștia așa de triști? De ce sunt încruntați? De ce? Nu mai știu ce am răspuns, dar am fost într-o încurcătură. Probabil că m-am crâpit, cumva, vorba lui Răducu. Am încercat să fac față. Dar vorbele acelei persoane m-au răscolit. Și mi-au adus aminte că Dumnezeu vrea să aibă oamenii nu triști și posomorâți, ci oameni, bineînțeles, nu care să râdă într-una, că atunci probabil că unii gândesc că avem altfel de probleme. Dar oameni care au sufletul plin de pace, oameni liniștiți, oameni senini, plini de încredere,
Nu vorbesc ca unul care sunt mai presus de aceste lucruri, ci ca unul care mă surprind adesea încruntat, eu știu, și care mă simt furat de val. Nu degeaba spunea Pavel când se adresea filipenilor, spunându-le în repetate rânduri, bucurați-vă în Domnul, iarăși zic bucurați-vă, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceste lucruri, iar vouă vă este de folos. Deci spuneam că uneori ne pricinuim singuri griji și poveri. Mi-amintesc că cineva povestea odată că lui n-a reușit să ia nimeni înainte cineva când a pornit de la semafor. Și probabil că dacă într-o zi tehnologia avansând a văzut că cineva i-a luat înainte, a fost foarte stresat, foarte supărat pentru treaba asta. Și care e problema cu ea înainte? Să se ducă, poate e grăbit. Problema lui. Nu trebuie să ne streseze așa ceva. Cuvântul inspirat spune, sunt mulți oameni a căror inima este chinuită sub povara grijilor, deoarece ei caută să ajungă la ținta pusă de lume, adoptând obiceiurile lor, au acceptat neliniștea ei și astfel viața lor ajunge o oboseală. Pentru a-și mulțumi ambiția și dorințele lumești, ei rănesc conștiința și se încarcă cu o nouă povară de remușcări. Spunea Pavel în ultimul capitol din Filipeni, nu mai știu exact versetul, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsă, m-am deprins să fiu sătul și flămând, pot totul în Hristos care mă întărește. Sunt convins că Pavel învățase în școala lui Hristos să fie blând și smerit cu inima. Doar așa vom putea găsi adevărata pace. Oamenii care sunt mândri, care nu reușesc să-și răstignească eul lor, firea lor pământească, sunt străini de acea pace pe care o aduce purtarea jugului lui Hristos. Purtarea jugului îmi amintește de primii ani ai copilăriei, din care mi-au rămas doar câteva crâmpeie, când înainte de a-l aresta pe tatăl meu, când aveam vreo 4 ani, a avut o căruță cu boi de la colectiv, unul era alb și unul gri, așa, îl chema Bujor și pe celălalt ungurean. Mi-amintesc cum aplecau ei gâtul ca să le pună jugul și cât de liniștiți mergeau, legănându-se așa, fără să simtă vreun stres că ei au un jug pe gât. Dar atât de ușor puteau duce ei povara purtând acest jug. E bine știut că un bou poate duce o mai mare povară decât un cal. Purtarea jugului ne ajută să putem duce poveile mult mai mari decât ne putem închipui. Ușurează povara, tot așa și jugul lui Hristos, când voința noastră este înghițită de voința lui Dumnezeu și când folosim binecuvântările date de El pentru a fi o binecuvântare altora, vom vedea că povara vieții este ușoară. Acela care umblă în calea poruncii lui Dumnezeu merge împreună cu Hristos și în iubirea lui inima este în pace. Spune undeva,
O, de ai fi luat aminte la cuvântul meu, la poruncile mele, pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. De asemenea, poruncile lui Dumnezeu, legea lui este ca un jug. În altă parte este comparată cu un zid protector. Pentru unii pare o îngrădire. Zidul însă, gardul, apără o casă, o proprietate, mă rog. Și dacă n-am avea garduri, ne-am simțit vulnerabil, nu ne-am simțit în siguranță. Așadar, ceea ce pare o îngrădire nu este decât rânduit spre binele și fericirea noastră. Atunci când vom preda sufletul nostru Domnului, ca El să conducă viața noastră, atunci vom avea adevărata pace și nimic din lume nu ne poate întrista dacă El ne înveselește. Domnul Iisus era totdeauna în pace. El nu era niciodată îngânfat prin laude, nici zdrobit de acuzații și dezamăgiri. În altă parte spune, fie că era ridicat în slăv sau coborât în pulbere, purtarea lui rămânea totdeauna aceeași. Mi-aș dori să fiu așa. Dar nu pot să spun că am ajuns aici. Dar sper și prin harul Domnului să ne ajute Domnul ca fiecare să ajungem la acest ideal, la acest deziderat. Atunci cerul începe de aici. Cerul va fi o neîncetată apropiere de Dumnezeu și noi putem purta cerul încă de aici, în inimile noastre. Este ceea ce vă doresc și îmi doresc. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin.